Vom continua astăzi studiul despre tot ce ne-a învățat Isus și ne uităm nu numai la ce ne-a învățat prin cuvintele și faptele sale, ci de asemenea și prin circumstanțele prin care i-a dus pe apostol pentru a învăța ceva de acolo. Dumnezeu ne învață prin multe feluri și un mod este prin circumstanțele prin care ne conduce, modurile cum ne scoate din anumite situații sau experiența ce o facem în aceste situații despre bunătatea și puterea lui Dumnezeu. Să deschidem la Matei 17, versetul 22. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și i-au zis, Învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat-o înainte și i-a zis, Ce crezi, Simone? Împărații Pământului, de la cine iau dări sau biruri? De la fiilor sau de la străini? Petru i-a răspuns, de la străini. Și Iisus i-a zis, așadar, fiii sunt scutiți. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. deschide gura și vei găsi în ea un ban pe care ia-l și dă l lor, pentru mine și pentru tine. Observăm aici atitudinea lui Isus față de lucrurile pe care nu trebuia să le fac. El spune, eu nu trebuie să plătesc taxa, pentru că sunt fiu. Dar, pentru ca să nu-i facem să păcătuiască, plătesc. Deci, câteodată în viața de creștin, s-ar putea să trebuiască să facem anumite lucruri pe care nu trebuie să le facem. Pentru ca să nu facem pe alții să păcătuiască. Isus ne-a dat aici un minunat exemplu prin viața lui să nu ținem numai decât la drepturile noastre. Întrebarea lui a fost, împărații iau taxe de la proprii lor fii? Nu. Fiii sunt scutiți. Deci, eu chiar nu ar trebui să plătesc taxa. Dar nu vreau să le dau prilej să păcătuiască. Așa că o plătesc. Mulți oameni își susțin drepturile și ei cred că stau în picioare pentru adevăr și credință. Dar câteodată poate fi prostesc acest lucru. Un creștin adevărat ar trebui să fie milos. Ok, nu vreau să le dau prilej, e doar o problemă mică despre bani. Voi plăti, nicio problemă. Mai bine așa decât să susțin un drept imaginar care cred că îl am. Dacă era o persoană care să nu plătească taxa, aceea era Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar avea acest principiu, să nu-i facem să păcătuiască. Dar căuta Hristos să placă omului? Nu. Dar n-a vrut ca cineva să fie poticnit de un lucru așa mic. Dacă trebuie să dai câțiva bani în plus, atunci dă. Pentru că scopul lui era să câștige oamenii pentru Dumnezeu. Scopul nostru este să câștigăm oamenii pentru Hristos. Și trebuie să ne asigurăm că nimic din ce facem sau susținem, îi face pe oameni să păcătuiască inutil. Există o pricină numită pricina de potignire a crucii. Aceea trebuie să o acceptăm. Dar să nu creem pricini de potignire pentru lucruri inutile ce nu sunt legate de pricina crucii. De aceea trebuie să fim înțelepți. Mulți creștini sunt neînțelepți și își susțin anumite drepturi, și astfel sunt niște martori slabi ai lui Hristos. Vezi dacă nu se aplică acest lucru și în viața ta. Un alt lucru frumos ce îl vedem aici este că Isus a fost foarte atent, foarte grijuliu. El a spus, prin banii aceștia vei plăti taxa pentru tine și pentru mine. Pentru mine și pentru tine. Ce frumoasă expresie. Isus a intrat într-un parteneriat cu Petru și a plătit și taxa lui. Îmi place acest lucru, pentru că la fel face Domnul și cu tine și cu mine. Poți lua aceasta pentru tine însuți. Domnul spune, pentru tine și pentru mine. Sunt asociat cu tine în această lucrare. Petru a părăsit totul pentru a sluji pe Domnul. Dacă Petru își petrecea viața creștină făcând bani, atunci Domnul nu spunea acel lucru. Dar pentru că a lăsat totul pentru Domnul, Domnul a spus, nu-ți face griji, voi purta de grijă și de taxele tale. Cum este la tine? Încerci câteodată să înșeli cu privire la taxe? Domnul îți spune, nu trebuie. Îți pot da bani și din gură de pește ca să-ți plătești taxele. Dar nu găsesc mulți oameni unești. Și nu te mai adăuga aceste lipse pe tine însuți, înșelând statul prin taxe. Îți voi da eu banii ca să-ți plătești taxele. Chiar din gura unui pește, în mod supranatural dar nu vreau ca să înșeli și să fii necinstit și astfel să fii pricină de păcătuire pentru alți oameni. Ce lecții frumoase învățăm de aici! Aceasta e tot ce ne-a învățat Isus. Și noi încercăm să trăim o viață așa cum a trăit Isus. Acesta e celul nostru. 1 Ioan 2 cu Oricine spune că este creștin, trebuie să trăiască cum a trăit Isus. Trebuie să umblăm cum a umblat El după aceleași principii după care a trăit și el. Acesta este scopul studiului nostru. În clipa aceea, capitolul 18, versetul 1, ucenicii s-au apropiat de Isus și l-au întrebat: Cine este mai mare în împărăția cerurilor? Se pare că de multe ori a fost o problemă cu ei. Este o problemă cu mulți lideri creștini. Cine e mai mare? Tu sau eu? Mulți oameni care vin să slujească lui Isus, cel blând și smerit, care a spălat picioarele ucenicilor, se întreabă întotdeauna cine este seniorul cel mai mare, tu sau eu. Și este o mare dorință după a fi cel mai mare. Deci, chiar la ultima cină, ei au discutat cine e cel mai mare. Și aici la fel, cine e cel mai mare? Iacov și Ioan au dorit să stea unul la dreapta și altul la stânga lui Isus cel mai mare în ceruri. Asta sună a fi un lucru bun. Nu vreau să fiu cel mai mare pe pământ, dar vreau să fiu cel mai mare în ceruri. Dar chiar asta este greșit, pentru că au căutat onoare. Ori de câte ori cauți cinste, fie în cer, fie pe pământ, este greșit. Mama lui Iacov și a lui Ioan i-a spus lui Isus: acești fii ai mei vreau să fie lângă tine în împărăția ta. Să cauți onoare, precum neamurile. Îmi pare rău să spun că am văzut în fiecare denominație, în fiecare biserică, în cea mai săracă biserică, în cea mai stricată biserică, această dorință a liderilor pentru funcție și putere. Să fie recunoscut ca lider printre ceilalți. Aceasta e exact opusul Duhului lui Hristos. Și Isus a luat cea mai neașteptată persoană de pe pământ care să fie cea mai mare. El a chemat la sine un copilaș, nu știu ce vârstă avea, dar probabil era unul micuț și a spus înaintea tuturor, Ascultați, lăsați deoparte cine e mai mare. Dacă cineva vrea să intre în împărăția cerurilor, trebuie să vă convertiți în felul de gândire și să deveniți ca un copilaș, ca acest mic copilaș. El nu vorbește aici despre a fi mare, ci începe a spune, cine intră în împărăție, trebuie să-și schimbe felul de gândire. Asta înseamnă transformare, convertire. Toată gândirea, mintea, trebuie să se schimbe. Sistemul de valori trebuie schimbat complet, până vei deveni ca un copilaș. Copilașii poate se ceartă pentru jucării, dar ei nu caută onoare în această lume. Ei nu caută să fie oameni mari în biserică. Ai văzut vreun copil să dorească să fie prezbiter sau un lider în biserică? Nu. Un copilaș de câțiva anișori nu dorește nicăieri să fie un lider. Acesta e Duhul care îl vei lua în Împărăția lui Dumnezeu. Și apoi, după ce veți intra în împărăție, versetul 3, dacă vreți să fiți cei mai mari în împărăție, trebuie să vă smeriți ca acest copilaș. Mai întâi te-ai convertit și ai ajuns ca un copilaș. Dependența de părinți este dependența de Dumnezeu. Așa ai intrat în împărăție. Asta înseamnă credință. Și apoi te smerești mereu și astfel ajungi cel mai mare în Împărăția lui Dumnezeu. Prin smerenie. Cum spun de multe ori, cele trei secrete ale unei vieți creștine este smerenie, 2 smerenie, și trei, smerenie. Aceasta e calea. Am predicat asta de ani de zile, și am văzut că cei care m-au auzit predicând de 20-30 de ani tot caută să fie cei mai mari în biserică. Câteva capitole mai târziu, Isus a spus o pildă, unde tânărul bogat a plecat spunând nu poți să renunți la tot ce am și să te urmezi. La sfârșitul capitolului 19. Petru. I-a spus lui Isus, Doamne, acest tânăr n-a lăsat totul să te urmeze, dar noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce vom primi? Și Domnul le-a spus ce vor primi. Dacă ați lăsat case și pământuri, veți primi înapoi acestea, dar împreună cu persecuții pe acest pământ și, de asemenea, viață veșnică. Matei 19, cu 29. Și apoi le-a spus o pildă dacă vor să primească o răsplată și să fie cel mai mare în împărăție. El le-a spus pilda lucrătorilor, unde a menționat că cei din urmă vor fi cei din tâi. Deci aceasta a vrut Iisus mereu să sublinieze. Nu oamenii care crezi tu că sunt drepți vor fi cei mai mari în împărăția lui Dumnezeu, ci acei smeriți, acei care nu ies în evidență, care nu doresc faimă, un copil nu dorește numele lui să ajungă în ziar. Pe un copil nu îl deranjează dacă cineva îl fotografiază sau nu. El nu încearcă să ajungă cineva mare. De multe ori m-am gândit la un copilaș dintr-un leagăn. Ce fel de gânduri trec prin mintea acestui copilaș? El nu se gândește cât de deștept este sau cât de frumos sau câți oameni mă admiră sau câți mă fotografiază. Nu este niciun asemenea gând în mintea unui copilaș de o lună. Dacă îi provoci o durere azi, mâine îți va zâmbi. Nici nu-și mai amintește ce a fost ieri. Ce minunat este să fii ca un copilaș, în totală smerenie, fără dușmănie, fără plângeri, fără amintirea a ceea ce i-ai făcut ieri. Aceasta e adevărata smerenie. O astfel de persoană este cea mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Apoi merge mai departe și spune: Oricine va primi un copilaj ca acesta, în numele meu, mă primește pe mine. Dacă comparăm acest verset cu ceea ce am studiat mai înainte, când Isus a spus ucenicilor, în Matei 10, versetul 40, cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Asta înseamnă că atunci când primești un apostol al lui Isus Hristos, îl primești de fapt pe Isus Hristos. Dar nu sunt mulți apostoli în lume. Pot să-i număr pe degetele de la o mână, pe cei care i-am întâlnit în viața mea de 53 de ani de credință. Nu sunt mulți apostoli în lume, deci cum să-L primesc pe Hristos? E bine, poți primi un copilaș. Este același cuvânt. Matei 10 cu 40. Cine primește un apostol mă primește pe mine. Capitolul 18 cu 5. Cine primește un copilaș, de asemenea mă primește pe mine. Și copiii sunt mai mulți decât apostoli. Ei sunt peste tot. Deci dacă vrei să l primești pe Isus, primești un copil în numele lui Isus. Când ți se naște un copil în casă, ce ne învață Isus? primește acel copil în numele lui Isus. Știți cum e aici în India? Dacă este fată, spun, o, oh, nu, iar o fată. Așa nu primești un copil în numele lui Isus, cu siguranță. Dar acel copil este darul lui pentru tine. Dumnezeu a determinat sexul acelui copil. El a decis să fie o fetiță. Orice ne-ar învăța tradiția, filozofia sau religia. Dumnezeu a creat bărbatul și femeia, masculin și feminin, după chipul său. Câteodată, mulți creștini cred că Dumnezeu l-a creat doar pe bărbat, după chipul său, și nu pe femei. Și când se naște o fetiță, ei sunt dezamăgiți, chiar dacă nu arată acest lucru. Dar în inima lor sunt dezamăgiți. Asta este rău. Nu e o slăbiciune, ci 100% rău. Este semnul unui necredincios, este semnul unui ateist care nu crede în Dumnezeu. Dacă au o fată, spun, oh, de ce o altă fată? Ei bine, Dumnezeu a decis să ai o fată. Și el are un plan cu acea fetiță. Înțeleg păgânii, ateiștii, să aibă o astfel de atitudine, dar când creștinii au atitudinea asta, atunci spun că nu sunt mai buni decât ateiștii sunt creștini doar cu numele și se poartă ca ateiști care au doar o religie dar nu sunt spirituali primește un copil în numele lui Isus și nu spune ce negru e copilul ăsta ce Dumnezeu nu face copii negri numai albi ce idei greșite au creștinii născuți din nou, care se comportă exact ca un păgân în acest domeniu? Primește acel copil în numele lui Isus. Și nu-ți judeca copilul pentru că nu este așa de inteligent la școală ca alt copil. Nu orice copil poate ajunge primul pe clasă. Acceptă-ți copilul oricare ar fi măsura de inteligență primită de la Dumnezeu. Primește copilul în numele lui Isus. Dragi frați și surori, acesta este un aspect fundamental al creștinismului adevărat. Și sus merge mai departe vorbind despre acest subiect. Sunt multe lucruri care ni se spun aici despre copilași. În primul rând, pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te naști din nou și să devii ca un copilaș. Apoi spune, dacă vrei să fii mare în împărăția lui Dumnezeu, versetul 4, ar trebui să te smerești în orice situație, precum copilașii care sunt exemplul perfect de smerenie. Smerenie înseamnă dependență totală. Un copilaș de o lună este așa de neajutorat în leagăn, nu este rușine să admită că are nevoie de mami în orice privință. La fel să spunem și noi, avem nevoie de Dumnezeu în orice situație. Dacă nu știu ce trebuie să fac, îmi va spune mama. Dacă vreau să știu ce trebuie să fac mai departe, îmi va spune Dumnezeu. Aceasta este smerenie. Smerenie nu înseamnă să pleci capul în jos și să vorbești tișor. Asta e o falsitate. Smerenia înseamnă dependență totală de Dumnezeu și să spui, am nevoie de Dumnezeu pentru fiecare lucru mic, așa ca un copilaș. Și dacă vei continua să umbli în felul acesta, vei fi mare în împărăția lui Dumnezeu. Apoi spune mai departe despre primirea copiilor în numele lui Isus. Apoi rostește o avertizare. Oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine în adâncul inimii unui copil este o conștientizare a existenței lui Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu a pus această conștientizare în copil, așa cred eu. Și dacă faci pe unul din acești micuți să păcătuiască prin ceva ce tu faci, ar fi mai de folos pentru tine să ți se atârne de gât o piatră mare de moară și să fii înnecat în adâncul mării. Acestea sunt cuvinte foarte dure. Faci pe vreun copilaș să se poticnească prin ceea ce faci sau spui? Că mama și tata se ceartă în casă, ce fac ei? Îi fac acel sărman copilaș să se poticnească, arătându-i că creștinismul nu te eliberează de mânie, de o gură murdară, păcătoasă, ci doar te învață să cânți duminică. Așa îl faci pe copilaș să se poticnească. Când vă îmbrăcați într-un mod imoral, voi fetelor adolescente care vă îmbrăcați așa, faceți să se poticnească alți copii din biserică. Fete de 6-10 ani care merg la părinții lor și spun, de ce nu pot să mă îmbrac ca sora cu tare? Ești o piatră de poticnire când te îmbraci fără modestie, când vă expuneți părți ale corpului care nu ar trebui expuse, când porți haine mulate pe corp, în partea de sus sau de jos a corpului, pentru a-i provoca pe bărbați să poftească. Ești o poticnire pentru fetele mai tinere ca tine. Faci situația să fie dificilă pentru părinții acestor fete care vor să le protejeze de aceste lucruri la modă. Pentru că tu, sora mai în vârstă din biserică, ai fost un exemplu așa de rău. Și voi, surorilor, care vă îmbrăcați astfel și poate predați la școala duminicală, agravați aceste greșeli când vă îmbrăcați astfel și îndrăzniți să predați la școala duminicală? Predarea la școala duminicală nu este doar o cunoștință academică din Biblie, ci este vorba de întreagă apariția și ținuta ta. Deci dacă faci așa, vreau să-ți spun ce ar trebui să faci. Ar trebui să mergi la magazin să-ți cumperi o piatră de moară și să te asiguri că e foarte grea, vreo 20 de kilograme, o piatră cu adevărat grea. Apoi să iei o funie, să ți-o de gât și să te arunci în mare. Acestea sunt cuvintele lui Isus. El nu spune să faci chiar așa, dar îți spune că mai bine să faci așa decât să fii o poticnire pentru unul din acești copilași. Priviți ce cuvinte dure folosește Isus. Uneori oamenii îmi spun, frate Zac, vorbești prea dur. Și eu le spun, voi nu l-ați auzit pe Isus? M-ați auzit pe mine vreodată să spun să-ți legi o piatră de moară de gât și să sari în mare? Sunt cuvinte dure. Eu n-aș spune niciodată, nimănui așa ceva. Dar Isus le-a spus. El a încercat să accentueze cât de grav este să faci ceva care este o poticnire pentru copilași. Nu știu dacă realizați seriozitatea acestui lucru. Apoi, în versetul 7, continuă spunând că vor fi întotdeauna pietre de poticnire. Cât va ține lumea asta, vor fi și pietre de poticnire pe care nu le poți evita și în biserică vor fi pietre de poticnire. Nu contează cât noi predicăm și cât alții aud, tot vor fi fete și femei încăpățânate care vor disprețui autoritatea și se vor comporta greșit, îmbrăcându-se cum le place și astfel fiind o poticnire pentru alți tineri. Dar ce să facem? Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire. Dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Este un vai, un blestem peste fiecare frate sau soră care fac copiii să se poticnească. Prin comportamentul lor, prin mânia lor, purtarea lor urâtă sau prin îmbrăcăminte imorală. Ce-i de făcut? Aici este soluția. Soluțiile lui Isus sunt întotdeauna radicale. Zice că dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l. Frați și surori! Ați auzit vreodată astfel de predici? Dacă mâna ta te face să cazi, să tai. Dacă piciorul tău te face să cazi, să-l tai. Cred că oamenii i-ar spune unui astfel de predicator, omule, fi ca Isus când predici. Ei nu realizează că asta înseamnă să fii ca Isus. Exact așa a spus Isus. Dacă mâna ta te face să cazi, tai -o, La fel și cu piciorul. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic, adică în iad. El vorbește aici despre a face pe alții să păcătuiască prin comportamentul nostru. Știi că poți merge în focul veșnic dacă faci pe altul să păcătuiască, prin comportamentul tău? Deci lucrurile acestea trebuie luate foarte în serios. Dacă ochiul, mâna sau piciorul te face să cazi, dacă ochiul te face să cazi, scoate-l și aruncă-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață, fără mâini, ochi sau picioare, decât să ai toate membrele trupului și să mergi în iad. Care este subiectul despre care vorbește? De a fi o pricină de potignire pentru copii. Deci, revine la acest subiect. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți. Mai întâi spune să aveți grijă să nu faceți pe nici un micuț să păcătuiască. Vesetul 6. Apoi spune să nu defăimați pe nici unul din acești micuți. Să nu privești de sus pe copilași. Vai de biserica care disprețuiește sau se uită de sus la copilași. Eu spun deseori în biserica noastră că copilașii sunt florile noastre. Noi nu suntem destul de bogați încât să punem flori adevărate în biserica noastră, dar avem copilașii. Ei sunt florile noastre. Deci feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața tatălui meu care este în ceruri. Deci, pentru mine, asta înseamnă că fiecare copil are cel puțin un înger, poate chiar mai mulți. Și acel înger este întotdeauna în prezența Tatălui. Și, în același timp, pe Pământ, la dispoziția acestui copil, pentru a-l proteja de rău și pericole și de orice fel de rău. Deci, Isus spune. Atenție! Feriți-vă să defăimați pe unul din acești micuți, pentru că astfel, îngerilor, te vor spune tatălui. Fiindcă fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Este un paragraf frumos aici despre copii, care sublinează că Isus a venit chiar și pentru a mântui copilași. Vreau să vă încurajez pe toți să meditați la acest pasaj, pentru a înțelege ce ne-a învățat Isus despre atitudinea noastră față de copilași. Vom continua studiul în episodul următor.